De șapte zile nu mai mănânc nimic după ora șase seara. Se și văd rezultate. Mi s-a dus deja zâmbetul și cheful de viață. Caut un loc de muncă în care să mă duc când am chef și să câștig cât vreau eu. Nu-mi place să-mi facă alții programul. Dacă tu crezi că educația este scumpă, așteaptă să vezi cât te costă ignoranța. Deci, femeia fără forme nu e femeie. Sâni, fund și burtică. Scânduri găsiți la depozit. Femeia este precum electricitatea. Dacă știi să te poți cu ea, îți va ilumina viața. Dacă o obosești, se va stinge. Dacă te joci cu ea, te va arde. Dacă o enervezi, te va distruge. Acum ești la curent. Nu poți spune că n-ai fost avertizat. Femeia rea e femeia bună care s-a săturat de proști. Claxonul se folosește pentru a evita un pericol iminent. De asta la nuntă se claxonează așa mult, dar degeaba. Am spus la căsătorie că nu-l voi contrazice pe soț niciodată, atâta timp cât este de acord cu mine. Cum ne-am trezit astăzi? Rău. Ce ne-am fi dorit? Să nu ne trezim deloc. O nouă zi de excepție, aici cu frații mei pe spate, care frască nu nimeni, ne aud voci, nu mai pot. Am înnebunit de tot. Uh, nu știu, aștept să vină apocalipsa aia cu trompetele, sau trompetele din cer, să se să pe cerul, să cadă cerul pe mine, să fac leu ce bine mă simt și după aia să dispar, nu știu, nici, cred că nici măcar dispariția nu m-ar ajuta în stadiul în care am ajuns. E, pff, nu știu, e ca de obicei o zi just o flavor, de... îmi vine să iau flavor, să-l bag în just, să-l bag în cur, nu știu. Prietenii sunt ca sânii. Unii sunt mari, alții sunt mici. Unii sunt adevărați, alții sunt falși. Acolo unde lipsa mea nu se simte, nici prezența mea nu contează. Caut loc de muncă în demolări. Experiență profesională, pe ce pun mâna să alege praful. Accept probă de lucru. Două lucruri să îți facă ziua mai bună. Nu te uita la știri, nu te urca pe cântar. Dacă ești slab, te îngrași. Dacă ești gras, slăbești. Dacă ești prost, te obișnuiești. Limita decentă a băuturii este bea până o vezi frumoasă, nu până o cer de nevastă. Știe cineva când e ziua internațională a persoanelor false? Cam și eu de felicitat câteva persoane. Soțul îi spune soției: Între noi, la început era chimie, acum e matematică. Îmi faci numai probleme. Dragi părinți, solicitați primării rampe de acces în școli ca să-i puteți duce cu mașina până în clasă pe copii. Vecina susține că e mai bine să consumi legumele crude. Eu cred că nu știe să gătească. Îmi spunea că sunt lumina ochilor lui, iar apoi a dispărut. Cred că a primit factura. Am momente când îmi vine mintea la cap. Păcat că e doar în trecere. Ce e mai greu, un litru de apă sau un litru de pălincă? Nu de bre, bea un litru de pălincă și încearcă să te ridici. Gheorghe, să-ți calci cămașa înainte de a merge la biserică, să nu creadă oamenii că n-am grijă de tine. Din școală și din crâșmă, nimeni nu iese cum intră.